în spațiul românesc se întâmplă ceva foarte interesant. Preoții devin salariații statului. Lucrul acesta omoară spiritul profetic prin care eu înțeleg curajul de a spune adevărul în fața puterii. De pildă, de a spune că anumiți politicieni sunt corupți. Curajul acesta nu mai e specific unei biserici care este cu totul și cu totul controlată prin bani, prin finanțe, de către Leviatan, de către autoritatea statului. Și atunci apare celălalt fenomen. Competiție la biserica majoritară. Și așa se nasc primele culte evanghelice, baptiștii, acum 100 de ani, pe Valea Mureșului, în județul Arad, apoi penticostalii, apoi creștinii după Evanghelie, apoi creștinii, eu știu, de o altă denominațiune, toți intră în spațiul acesta românesc, după Constituția din 1923, care le dă un plus de libertate și se manifestă ca atare. Până în punctul în care, iată, astăzi reprezintă undeva la 700.000, da? Creștinii evanghelici în România sunt aproape de 1.000.000 ca cifră, zic eu, semnificativă pentru o țară de 20 de milioane. Și atunci, statul împreună cu biserica, pe de o parte, ajung să fie acuzate, ca în zilele noastre, de corupție. Practic toate acuzațiile la adresa clasei politice se extind adesea în România astăzi la adresa clerului, aproape fără excepție. Sigur că avem mulți preoți cinstiți, sigur că avem mulți episcopi jertfitori și oricum eu încerc să-i aplaud și să-i laud ori de câte ori am ocazia. Dar avem și corupți, evident că avem corupți. Și atunci biserica este în defensivă. În zilele în care noi avem această discuție, biserica trebuie să se apere. De ce? Pentru că ea a fost văzută, nu-i așa, în proximitatea vinovată, solicitată de un, eu știu, condamnat penal acum la Rahova, fost șef al Camerei Deputaților, știți dumneavoastră cine, da. În proximitatea unui interlop de la sectorul 3, în proximitatea unor personaje dubioase. Și acest frecuș, această învecinare cu oamenii politici corupți, cred că a produs rău bisericii ortodoxe române. Sincer cred lucrul ăsta. Da. Chiar te-am văzut o dată când ai analizat împreună cu alți jurnaliști creștini, să zicem, consecințele referendumului pentru familie. Și ai spus că acest mariaj, acești bani, să zicem, pentru din partea statului sau a diverselor oficialități politice care s-au dus spre diverse ziduri, spuneai tu, adică crearea de biserici, lucruri de genul ăsta, au avut un dublu tăiș. În sensul că odată politicienii nu au ajutat aproape deloc, să zicem, campania pentru referendumul familiei și mulți preoți pur și simplu nu s-au adaptat. Adică au stat în expectativa asta. Dom'le, cei care sunt implicați în politică vor rezolva într-un fel. Adică, pe scurt, Gabi, politicienii au fost aliații proiectelor materiale, economice ale bisericii și au fost dușmanii proiectului spiritual. Eu o să văd referendumul pentru familie și astăzi, ca și acum 2 ani sau 3 ani, ca pe o inițiativă cetățenească. Eu rămân la părerea că acel referendum a fost o inițiativă a cetățenilor României care au strâns semnături și biserica a venit târziu ca instituție în spatele acestui proiect. Și prin 2005-2006 s-a legat o prietenie cu Dragoș Paula Ligică. Am început să frecventez întâlnirile de la Elefteria, de la Cadi, din Piața Națiunilor Unite. Am început să discut cu oameni deștepți care îmi spuneau: Mihai, dar te-ai gândit că totuși competiția e pur și simplu intrinsec sănătoasă, chiar și competiția religioasă? Te-ai gândit că Iisus până la urmă nu și-a dorit omogenitate de ordin religios, pentru că dacă o dorea, era un lider ca oricare altul și lua până la urmă sabia, care este, nu, monopolul statului, se spune, despre, da, stat care monopolul violenței legitime, spunea Max Weber. Și mi-am dat seama încet că Iisus a fost opusul lui Ivan cel Groaznic sau al altui despot care a visat la o Rusie pravoslavnică, perfect omogenă sau mai știu eu ce. Și așa este. Iisus a prețuit mai mult ca orice libertate. După aia am citit și Dostoevski, frații Karamazov, am citit această alegorie, această parabolă a Marelui Inchizitor în care libertatea devine centrală pentru creștinism. Și am înțeles că da, această despărțire de stat trebuie să aibă loc cât mai curând și din 2000, cred că
90 am început să scriu texte în care spuneam inclusiv liderilor din Biserica Ortodoxă, dar eu aici vorbesc cu toți creștinii, să știți că nu mă raportez doar la BOR. Da, așa este. Bazați-vă pe antreprenori. Chiar recent am dat un interviu la Trinitas și m-au întrebat care ar trebui să fie partenerul principal al bisericii în lucrarea de pastorație din diaspora română. Și am spus, în niciun caz statul și cu orice preț, parteneriatul trebuie să implice antreprenori. Am stat de vorbă cu un episcop, n-am să spun din ce zonă a Occidentului român, și l-am întrebat, părinte episcop, care sunt cei 10 antreprenori de succes cu care vă vedeți săptămânal? Și el mi-a zis, nu am această listă. Și am zis, dar știți că în țara asta, nu-i spun numele, sunt 10 de antreprenori români de succes. Nu i-ați întâlnit încă? Apropo de parabola, nu, celor care mulțesc talentul și celor care nu mulțesc. Reflexul dânsului era să nu vorbească cu antreprenorii. Din păcate. Da? Era un reflex etatist. Era reflexul unui om care făcuse o școală în vremea comunismului, poate. Ce să mai înveți tu despre antreprenoriat? Statul, biserica, cam astea erau entitățile cu care discutai. Armata, știm noi poveste. Eu cred că încet încet se schimbă lucrurile și îmi doresc din tot sufletul ca nicio lucrare a bisericii să nu mai depindă de stat. Niciuna, absolut niciuna. Eu doresc să se încheie. Eu doresc ca mariajul ăsta cu statul să se încheie printr-un divorț amical și să înceapă în sfârșit adevărata viața bisericii, care trebuie să presupună inclusiv rostirea adevărului. Abia aștept să spună câte un episcop cu nume și prenume ce spune Ieremia. Luați-l pe Ieremia, dacă vreți, în Vechiul Testament, profet, da? Un profet care identifică forme de idolatrie. Unde? În viața publică a Israelului de odinioară. Așa trebuie să se comporte un om credincios. Ca un om curajos, ca Steinhardt, nu? Care n-avea nimic de obținut de la puterea politică a vremii, de la comuniști. Și care, pentru că era un om liber, spunea tot ceea ce credea. Eu asta vreau să văd, creștini liberi.